Aveam cel mai mic salariu, aveau toți 25.000, 20.000. Cine avea salariu mic era Ropo, care era tot cu mine, și Pulhac. Dar ei plecaseră imediat la 2 ani de zile după au plecat. Pulhac a plecat în Spania, Ropo a plecat în Rusia. Restul, când am rămas în ultimul an, erau toți 30.000. Venea Julio Cezar, a venit Julio Cezar de la Real Madrid, 500.000. Gabi a venit 300-400.000, nu știu, cu 500.000 salarii. Adică erau salarii de 25-30.000, erau așa. Păi și tu când te invita Cristi Borcea la el așa înainte de meci, nu îi ziceai, bănea Cristi? Nu îi ziceam niciodată, nu i-am zis niciodată de bani. Pe bune? Nu ai avut discuția asta? Singura discuție de bani am avut-o înainte să mă transfer în străinătate, că trebuia să-mi prelungesc contractul. Intram în ultimul an, m-am dus, am discutat cu el exact ce am cerut, aia mi-a și dat. Și banii și tot, exact cum a fost, nu, nici nu mi-a zis nici da, nici nu, nici mai mult, nici mai puțin, mi-a zis cât vrei atât îți dau, bun.